Salutare tuturor! Am pornit pe cărări de țară, iar de această dată pașii ne duc în Oltenia de sub munte. Suntem în județul Vâlcea, suntem în comuna Vaideeni, unul dintre cele mai pitorești locuri din regiunea Olteniei. Spun asta pentru că aici avem toate ingredientele pentru o vacanță în natură. Avem gastronomie locală, avem biserici, mănăstiri, avem arhitectură locală foarte frumoasă, avem stâne cu oi, un peisaj extraordinar, un peisaj mioritic, pe care îl găsim... Munte, păduri, mult aer natură, curat. Toate ingredientele pentru o vacanță în natură, o vacanță de relaxare, dar și o vacanță în care putem să facem numeroase activități. Comuna Vaideeni este situată în nord-vestul județului Vâlcea, la poalele munților Căpățânii, în extremitatea nordică a depresiunii subcarpatice Horezu. Înainte de Revoluția din 89, satul Vaideeni era nominalizat printre localitățile pilot în agroturismul montan din România. Acum, în satele Cerna, Izvorul Rece, Cornet, Marița și Vaideeni, reședința comunei, s-au dezvoltat mai multe pensiuni care atrag anual mii de turiști. Poposim pentru început în satul Cerna, la o agropensiune, unde o să vedem ce bucate tradiționale putem mânca și ce putem face aici. Haide să mergem! Satul Cerna este situat la granița județelor Vâlcea și Gorj. Dacă pornești din Craiova, în aproximativ 2 ore, ești în Oltenia de sub munte. Într-o zi de noiembrie, cu ceață și ceva burniță, noi am poposit la pensiunea soților Bondoc. Clădirea, construită în urmă cu mulți ani, dar care își păstrează stilul arhitectural oltenesc, chiar și după modernizare, se impune în mijlocul unei poienițe înconjurată de livezi și pădure. O curte imensă, străjuită de sculpturi de lemn și piatră, îți trasează clar drumul către recepție. Mie chiar îmi place vremea asta, pe bune. Adică, ok, e ceață, nu poți să vezi peisajul, dar mie mi se pare chiar drăguț. Adică aerul e curat, auzi râul cum curge, chiar da. Auzim și flexul. E perfect. Totul mai bine decât drujba. Mai bine decât drujba, da. Mai bine decât drujba. Haide. Uite ce curat e râul ăla. Să intrăm. Bun venit. Noi nu i-am găsit acasă pe cei doi proprietari, dar Mirabela Petrache, administratorul pensiunii, ne-a ajutat să descoperim povestea locului și a acestei afaceri locale pornită din pasiunea pentru promovarea naturii, a obiceiurilor și tradițiilor locale. Acum o să ne îndreptăm către intrarea principală a pensiunii. Uite, Bogdan, nu-mi place... Acum, în ziua asta, ceața. Pentru că nu putem să vedem peisajele, da, care sunt superbe. Așa e, nu putem să vedem peisajele, dar are și afarmecuit. Adică o zi de noiembrie cu ceața asta și nu bate vântul deloc. Da, asta adică e un lucru e chiar foarte bun și e chiar... Poți să stai afară relaxat. Haideți să vedem cum ne-am putea relaxa în interior. În interior, da. Aici este recepția, cum se spune, în care oaspeții și turiștii seara vin aici și se relaxează. Deja e mai cald. Da, e un loc mai intim. Am văzut focul și deja m-am încălzit. Iar acolo avem un fotoliu pentru masaj. Cei care doresc să nu iese nici la saună, să nu se deplaseze nici la salină, o pot face aici, într-un mediu mi-am plăcut. Și foarte ok. Este foarte bun. Ca și relaxare. Vrei să încerci, Luiza? Nu vreau. Nu vrei să încerci? Nu. Okay. Sunt super relaxată. E super relaxată. Da, m-am relaxat. Știi ce m-am relaxat? Șemineul ăsta. Da, focul, clar. Șemineul. Ok, și eu sunt relaxat. Dacă ne întoarcem, o să testez fotoliul.
Haideți să vă arăt o cameră. Așa arată o cameră din pensiunea noastră. E o cameră dublă, da? Aceasta este o cameră dublă, standard, da? Okay. Cu acces la balcon, unde turiștii au posibilitatea de a admira priveliștea în sine, în toată splendoarea ei, atât dimineața cât și seara. Stea să relaxeze, să audă păsărelele. Este un lucru minunat. Da. Foarte. Ce suprafață are camera aproximativ? Aproximativ are undeva la 16 metri pătrați. 16 metri, ok. Pat queen size, 1,60 lățime, încălzire, televizor. Telecamera, acces, acces, da. Acces la internet. Bineînțeles, okay. Să știți că da, este, dar sunt aici, nu e atât de full semnalul. Și mulți datorită în baza asta chestii, pentru că nu e accesul foarte mare la semnal, preferă să vină aici. Se deconectează total, total, total. Exact ce vă povesteam. Câte camere aveți? În principiu sunt 8 camere, dar capacitatea lor de cazare e mult mai mare, pentru că la mansardă sunt camere care dețin mai multe locuri de cazare. Am înțeles. Ce e acolo în colț? Acolo în colț avem un radiator care este într-o serie electrică care ele pornesc electric din telefon. Adică dacă aici nu este nimeni în casă și cineva ne-a anunțat că nu are căldură în cameră, eu sau proprietarul din telefon, oriunde ne-am aflat, putem să conectăm și să deconectăm în același timp căldura din cameră. Încălzirea este electrică? Încălzirea este și electrică și pe centrală. Centrală cu lemne. Da, centrală cu lemne. Okay. Bun, deci de bază sunt lemnele, dar în situații excepționale puteți să porniți din telefon. Da. Și încălziți camera, a venit turistul, exact. Camera e pregătită. Exact. V-au crescut mult cheltuielile acum? În această perioadă, da, având în vedere că toate s-au scumpit și electricitatea, da. A crescut prețul kilovatului, normal. Este. Dar tarifele și au rămas aceleași? Da, asta vreau să spun. Da, tarifele la cazare, cât și la mâncare, de altfel, au rămas aceleași. La noi nu s-au scumpit. Și deocamdată rezistați așa? Da. În incinta pensiunii se află aici și locul cel mai căutat de către doamnele care ne calcă pragul, adică sauna. Locul unde te poți relaxa, unde poți arde acele calorii în plus adăugate la noi în pensiune. Haideți să vă arătăm un pic prin curtea agropensiunii de la noi, ce aducem. Îmi pare rău că vremea de azi nu ține așa cu noi. E, acum este noiembrie, nu ne mai putem aștepta la noiembrie. Da, dar și farme așa cu ei luna noiembrie. Așa este, așa este. Aici totul e frumos. Chiar dacă e un pic friguț, este frumos. Ne îndreptăm aici în stânga, avem, că mă întrebați de unde avem dulceața de mure. De aici procurăm murele. Aici le culegeți de aici și faceți dulceață. Le culegem de aici și facem dulceață. Atent că uite, încă... Da. Mai sunt. A dat bruma peste ele, dar da. Mai sunt. Da, ele încă se spune că după ce dă bruma, ca și strugurii, atunci sunt cele mai bune. Cele, da, atunci și au dulceață. Am fost foarte uimită ca ieri pe Valea Cernei, pe Cheile Cernii, să văd mure coapte. Nu mi s-a întâmplat să văd. Pe vremea asta. Pe vremea asta, pe sezon, da, pentru pe timpul acesta. Pentru că a ținut vremea cu noi anul ăsta. Posibil, da. Mai cald. Da, da. Aici ne gospodărim și avem solarul, de unde achiziționăm tot ce ține de legume, o parte din ele. Iar acolo, în această clădire, întâmpinăm momentul atracția copiilor. Aici avem iepurași. Aceștia sunt iepurași. Mamă, cât sunt! Da. Da, de care copiii sunt foarte încântați. În principiu sunt hrăniți și de către cei care vin și ne trec pragul, în special copiii. Normal, pentru cei mici e... Da, în special copiii se ridică de la masă și spun ce aș putea să ducem aici la iepurași. Cât de bine miros strugurii ăștia. Da, da, da. Simțeam aroma, nu știam de unde, dar uite, de la bolta asta. Da. De la bolta asta vine aroma. Aici, în această clădire, se regăsesc salina, se regăsește salina. Aveți o salină artificială. Da, dar care, să știți că e, care are un efect foarte benefic asupra turiștilor. Aici se regăsesc o parte din operele sculptorilor. Da. La care ținem foarte mult și le ținem la adăpost. Și salina... Și salina este aici în interior. Da, intră turiștii și fac o cură anumite zile? Da, bineînțeles, bineînțeles. El are un anumit termen de stat aici înăuntru, este încălzită.
Avem și acolo un punct de joacă pentru cei mici care vin, că sunt copii care necesită și sunt li se cere da, să facă. Da, le recomandă medicul, diferite afecțiuni, polipi, sinuzite. Și acum îl lăsăm pe Bogdan să se relaxeze. Își dorește de când am ajuns aici să se urce în acel fotoliu pentru masaj. Iar eu vreau să ne spuneți dumneavoastră cum a început această afacere. Cam la cât se ridică investiția în acest moment? Această afacere cred că a început undeva în anul 2016 și a costat undeva la 200.000 de euro, 50% dintre ei fiind finanțat din bani europeni pe programul AFIR și de atunci a luat amploare. Ulterior a venit și festivalul sculptorilor cu drujba, după care atunci cererea a fost foarte mare și familia Bondoc au ajuns la concluzia că trebuie să mărească capacitatea de cazare și așa au ajuns să mai dețină în alte 2-3 căsuțe tip A, care le avem la 2-3 minute distanță de aici, tot așa undeva într-un mediu foarte mult mai intim și mai privat, pe o margine de râu, care dețin și fac parte tot din această proprietate. Cum era Vaideen acum 10 ani, cum este acum? De când a început să ia amploare agroturismul în această zonă, că trebuie să spunem, este una dintre zonele dezvoltate exact, din acest punct de vedere. Exact, având în vedere că și din cauza parcului de aventură pe care îl avem, e foarte dezvoltat în fiecare și foarte exploatat în ultimul timp de către turiști, din, cum v-am spus, din toate colțurile țării. Inclusiv vin excursii făcute de către școli care aduc copiii anume pentru a fi și a se relaxa în parcul de aventură. Ți-o fi rău, Bogdan, aici? Mi-e foarte greu să vorbesc. Pe cuvântul meu, mi-e foarte greu să vorbesc pentru că este foarte confortabil acest fotoliu. Adică am și mâinile prinse aici și picioarele, masează și spatele și umerii și absolut Noi plecăm spatele. Să dăm jos caloriile în niște drumeții. Tu mai mergi sau pui kilograme? Te lăsăm la cântar? Eu cred că prin acest masaj voi arde calorii. Așa că voi faceți drumeții, eu stau în fotoliu și practic ardem calorii împreună. Bine, vii când difuzăm emisiunea. E ok pentru mine. Hai, ridică-te! Ridică-te! Chiar trebuie să mă ridic, nu? Da. Ridică-te. Stai un pic. N-ar fi corect să lăsăm să se relaxeze, nu? Așa se întâmplă. Când e omul fericit, trebuie cineva să îl scoate din starea asta. Trebuie să mergem să ardem caloriile. Mergem în drumeție, da? Hai că vreau să-ți arăt ceva, drăguț. Sunt fresh, să mergem. Ți-am zis că vreau să-ți arăt ceva frumos, okay. Interesant. Îmi plac lucrurile interesante. Chiar sunt curios să văd ceva. De fapt vreau să-ți arăt pe cineva interesant. Okay. Ai văzut că aici sunt foarte multe sculpturi. Le-am vinovat văzut. Pentru unele dintre aceste sculpturi este domnul Eddie Schneider. Da. Vă salut, domnul Eddie. Bine v-am găsit. Spor la treabă, vă întrerupem. Da. Pentru că vreau să ne spuneți nouă și să le spuneți și telespectatorilor noștri despre această artă a sculptatului în piatră. Ce creați dumneavoastră aici? Aici am dus-o, acum am adus-o de pe părău, chiar sunt tuci la picioare și am făcut un chip de dac, dar e partea de asta de profil? Profil, da. E un profil de dac. Un profil de dac după forma pietrei. Eu lucrez în colaborare cu natura, cu... În funcție de ce vă oferă natura, noastră le prelucrați și scoateți ceva. Și da, și trebuie să, de exemplu, cu piatra trebuie să te porți fin și să vorbești frumos cu ea ca să se lasă lucrată. Să vorbiți aceeași limbă. Da, aveți nevoie de un anume fel de piatră? Trebuie o anumită rocă sau orice? În orice piatră lucrez. În șisturi cristaline care sunt cel mai greu de lucrat. De exemplu, aici, după forma pietrei, asta e tot de pe cerna, un sfinx. Are forma sfinxului, aici ar veni nasul, aici vine, cum ar veni, pileusul, dacic, ochiul, nasul și gura. Și forma
forma sfinxului. Îți trebuie imaginație. E, da, trebuie da, da, da. Să te uiți un șist, la un șist cristalin în trei tipuri de rocă sunt aici. Deci eu din piatra asta văd așa. Fie o grătuță, aoleu, cât e de grea. Fie o bărcuță. Da. Dar sfinxul nu. Acum da, că mi-a noi ne limităm, domnule, noi ne limităm la chestiuni mai simple, dar e bine. Vede altceva. E artist. Dar în cât timp ați făcut acest profil de dac? Asta, profilul ăsta 10 minute în brut așa, în, acum urmează finisajele, detalii. Wow, atât de repede? Atât, da. Da, foarte repede. Am lucrat 23 de ani în mine, numai cu piatră și cu... Am înțeles. Sunteți în mediul dumneavoastră. Da. Și de când ați început să faceți sculpturi în piatră și în lemn? Că am văzut... Am început de pe la vârsta de 13 ani, am început să fac cuțite, bricege. Îmi plăcea foarte mult să le polizez, să eram tot ars pe mâini. Și de mic copil mi-a plăcut asta, dar am 20 de ani de când sculptez în lemn, în... Ce preferați, lemn sau piatră? Piatră. Aia asta rămâne, deci după mine rămâne ceva care nu se deteriorează nici în 2000 de ani. Moarte. Un granit, de exemplu, cum e ăla de acolo, ăla rămâne numai dacă îl ia cineva să-l spargă intenționat. Turiștii cum apreciază această artă? Bine, sunt chiar care sunt interesați. Au venit și am chiar... I-am învățat unele lucruri și au sculptat pentru prima oară cu brujba. Da, da. Wow. E o activitate plăcută și de recreere, că vii un weekend și înveți ceva nou. Aici te deconectezi de lumea din oraș, jungla urbană, cum ar veni. Aici ești în mediul natural și totul e liniște, uiți de tot. Mulțumim! Spor la treabă! Mulțumim și spor la treabă și la cât mai multe opere. Da. Foarte. Mai are încă și mușchiul de pe... Chiar acum l-am scos din părău. Văideni și Oltenia de sub munte înseamnă drumeții și multe obiective turistice pe care le poți vizita. Locul este un tărâm de legendă și bogat în peisaje de vis. Comuna Văideni se întinde pe o suprafață de peste 15.000 de hectare, din care 10.000 sunt acoperite de păduri. Desigur, ai nevoie de mai multe zile pentru a te bucura de mănăstirile din zonă sau să vizitezi peșterile din Vâlcea și Gorj, aflate în apropierea comunei Văideni. Poți merge în Horezu să vezi cum lutul prinde viață în mâinile meșterilor olari de aici, sau te poți bucura de legendele locale povestite în excursii pe vechile trasee de transhumanță. Uite, dacă acum nici o jumătate de oră era ceață și urât în satul Cerna, aici în satul Văideni este soare și frumos, nici nu pare că este o zi de noiembrie. Ne-am mișcat doar 9 km și am ajuns de la ceață la soare. Suntem în comuna Văideni, în satul Văideni și dacă facem o simplă căutare pe Google după cuvântul Văideni, o să găsim în primul rând articole despre principala ocupație pe care o aveau oamenii din zona aceasta și anume oieritul. Vorbim Corect. De îngrijirea oilor. Erau sute de ciobani. Haideți să vă facem cunoștință cu doamna Gabriela Smeadu. Bună ziua, da. Bine v-am găsit! Rămâna! Bine ați venit! Doamna Gabriela este bibliotecar. Dar ne va ajuta să vă prezentăm tuturor istoria Văideniului. Poftiți! Mulțumim! Aici avem tablouri cu căsuțele vechi din Văideni. Ce stil arhitectural este? Stilul arhitectural este specific Măginimii Sibiului, pentru că o să vedeți că Văideniu are la bază tradițiile și obiceiurile din Ardeal. O să vă povestesc. Ok, deci suntem în Oltenia, dar avem tradiții și obiceiuri din Ardeal. Din Ardeal, da. Suntem în Oltenia de sub munte, Oltenia de sub munte, da, tot Oltenia. Prima testare a satului Văideni este hrisobul lui Radu cel Mare de la 1504, unde se arată că în urma unui proces dintre locuitorii satelor Măldărești, Cândoi și Bârzoteni pe de o parte și locuitorii satului Văideni pe de altă parte,
legat de stăpânirea muntelui cu același nume, câștig de cauză au avut cei din Vaideeni. Pentru prima dată în Vaideeni, muzeul a fost înființat în anul 1852, odată cu inaugurarea Căminului Cultural. Până în anul 2004 a funcționat în Căminul Cultural, în anul 2004 a fost mutat în clădirea Fundației Vaideenii, care este o altă entitate culturală de pe raza localității. Asociația Culturală Moștenitorii a venit cu ideea ca acest muzeu să fie mutat aici, în această clădire care este o școală veche reabilitată, deci este o școală veche construită în stil brâncovenesc, și să fie efectiv muzeul comunității din Vaideeni. Și obiectele de unde sunt? Obiectele sunt, deci, acumulate de-a lungul timpului. O parte au fost din anul 1952, au fost mutate în clădirea fundației, au fost completate de Fundația Vaideeni și acum au fost mutate aici, iar unele dintre ele au fost... Asta ce este? Ce se numește sucală de făcut țăghii. Aici este și un... sunt foarte multe regionalisme și poate scopul muzeului este și de a păstra aceste regionalisme. Ce sunt sucăile? Țăghii. Țăghii. Ce sunt astea? Țăghile sunt ceva care se folosea la țesut. Adică... Pe asta se punea niște lână, nu? Sau... Da, deci aici undeva se punea un mosor, se învârtea și era așa o... Da, e un mecanism, ea este incompletă pentru că cineva mi-a spus că trebuia să aibă și o curea acolo și trebuia să se învârte, da, da. Ce vechime are, aproximativ? Eu cred că, deci din 52 e sigur. Am înțeles. Da. La mijlocul secolului al XVIII-lea, un mare val de ardelen provenit din județele Sibiu, Alba, Hunedoara și Brașov, datorită persecuțiilor religioase și asupririi naționale, au trecut munții și s-au stabilit pe aceste meleaguri. Li se spunea ungureni, pentru că erau veniți din țara ungurească, se ocupau cu păstoritul și practicau transumanța. Aveau un mod de conviețuire superior, erau mai evoluați din punct de vedere al economiei și al modului de gândire, erau foarte bine organizați în nord și datorită acestor lucruri, băștinașii au început să imite mai întâi ca preocupare și după aceea ca și port popular tradiții și obiceiuri. Și acum, dacă mai sunt atât de puțini crescători de animale, cu ce se dezvoltă Vaideeni? Din turism? Mai sunt puțin crescători de animale în ceea ce privește păstoritul. S-au reorientat către ferme de vaci. Deci sunt foarte mulți crescători de animale, dar s-au organizat în ferme de vaci și merg la munte. Deci încă pe munții noștri mai găsim animale, mai puține oi, mai multe vaci. Dar de ce au trecut la vaci? Pentru că deja transumanța este mai greu de practicat. Ciobanii adevărați s-au mutat la țară, cum se spune la Vaideeni, adică la țară înseamnă în Dobrogea, în Bărăgan, în Banat, și-au luat case și locuiesc acolo, dar să știți că copiii și trimit aici la școală pentru a învăța tradițiile și obiceiurile și a purta cu mândrie portul păstoresc. Vreau să vă vorbesc puțin despre săculețul de Vaideeni. Aceasta este o formă reinterpretată. Asociația Culturală Moștenitorii are un proiect care așa se și numește, Săculețul de Vaideeni.
O să vă arăt aici, care și un certificat de înregistrare a mărcii. A fost ca o mișcare, deci fiecare locuitor al comunității sau locuitor sau persoană care a plecat din Vaideeni, în momentul în care a depășit granițele țării, a dus săculețul de Vaideeni și au trimis asociației o poză cu săculețul de Vaideeni care a ajuns pe 5 continente. Bogdan, eu zic să mergem să vedem o fermă de vaci. De vaci, nu de oi. Pentru că okay, nu mai avem am oi. Am venit aici chitit pe oi, îți spun sincer, pentru că știu că asta era tradiția. Oricum, în zonă. Da, oile au coborât de la munte? Da, da, sigur au coborât de la munte și au luat drumul Transumanței. Și acum brânza de Vaideeni, de vacă e brand, nu? Nu mai este cea de oaie? Și de vacă, da. Și de oaie. Să vedem văcuțele. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Luisa! Bine ați venit la fermă la Banciu, Banciu Mitică PFA. Bine! Ce faceți? Noi am fost surprinși să aflăm că la Vaideeni acum sunt mai multe vaci decât oi. În scădere efectivele pe ambele categorii, drastic. Adică sunt puține capete, puține ferme? Din ce în ce mai puține, da. Dar ce faceți dumneavoastră? E o tradiție? E ceva din familie? Tradiție care e posibil să se cam încheie. De ce? De ce? Climatul actual. Bănuiesc că orice fermier se vaită, unul mai cu folos, unul mai așa, dar vă dați seama că este destul de greu. Câte nu rentează, practic? Să ne menținem. Profitul este destul de mic. Supraviețuim, dar nu trăim cum am vrea. La 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an, o muncă continuă, 4 persoane, eu, părinții și încă un om, când și când, ar trebui să fie mai bine. Câte vaci aveți? 16 în lactație și 8 tineret. Și aici ce, rasă? Ce suprafață? O rasă ați văzut din Franța în 2012 când am făcut o instalare a tânărului fermier, Montbeliard. 7 capete și din 7 capete am mai tot crescut, am mai... E o rasă productivă? Pentru lapte, este o rasă mai pe lapte. Și faceți brânză? Da, avem un dozator de lapte în Horezu, 50-60% din producția de lapte vindem acolo, mai facem brânzeturi. Sâmbătă în târg, mai câte un târg ocazional pe la Vâlcea. Ce brânzeturi faceți? Telemea, cașcaval, brânză de burduf, brânză de vaci, diferite derivate din lapte. E un produs care se caută mai mult? Telemeaua. Telemeaua. Telemeaua de vacă, da, se merge pe clasic. Laptele Montbeliardului este foarte pretabil pentru brânzeturi. Cava caseina este, dă un randament la telemea mai bun. Ce suprafață aveți aici? Proprietate personală, 2 hectare, 3 hectare, împărțite în 5 bucăți. Aveți și un paznic de nădejde aici. Da. Hei, cum te cheamă? Unul din ei, da. Gospodărie. Are și un nume? La rozătoare. Stella. Stella. Toarce foarte frumos. În permanență, da, în permanență. Ia uite, uite, uite ce-i place. Să fim atenți să nu se suie mașina, că nici băgați de seamă, vă pomeniți că pe drum. A, ok. Luăm și un suvenir de aici din Vaideeni. Sau ce înapoi, că avem probleme viu. Cu rozătoarele. Suvenir viu. Avem probleme cu rozătoarele. Turiști? Vin? Să viziteze nu, nu ne-am axat pe turism. Dar nu sunt curioși oamenii să vadă cum arată o fermă? Nu sunt foarte curioși. Îi mai invit la dozator, când ne întâlnim acolo, îi mai invit, mai ales copiii, dacă vin copiii mici. Să vadă de unde provine laptele la pe care... Exact, asta e și ideea, da. Da, 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 venim, venim. Momentan. Intră pe YouTube, văd o vacă și mai simplu, au rezolvat problema. Mai simplu, da. Da, și restul nu mai contează ce beau. Da, exact. Păi noi vă mulțumim. Mulțumim foarte mult. Spor la treabă. Mulțumim, ne apucăm de începem programul de seară. Noi ne întoarcem în satul Cerna la pensiune, unde doamna Mirabela Petrache, gazda noastră, ne așteaptă cu bucate tradiționale și povești.
Și după ce am colindat atât pe cărări de munte, aici în județul Vâlcea, în Vaideieni, e vremea să și mâncăm ceva. Partea mea preferată, nu, nu pot să mă abțin, e partea mea preferată asta cu gastronomia. Și chiar mă bucur că am ajuns în acest moment. Și știi care e partea mea preferată? Că uite, stăm aici la un foc, așa cum stăteam când eram mică la țară. La gura sobei. La gura sobei, da. Și că acolo avem o sobă cu plită unde fierbe ceva într-un tuci. Dar o să ne spună Mihaela, ea se ocupă astăzi de hrănirea noastră și în general de mâncarea turiștilor care ajung aici la pensiune. Mihaela, bine te-am găsit! Bine v-am găsit! Voi găti o varză cu rață. Sună bine și deja. Și o fasole cu cârnați. Wow, exact ca atunci când eram mic și mergeam la bunica. Astea erau preparatele mele preferate. Da, dar tu nu știi un lucru, că Mihaela nu este din Oltenia, nu este nici de aici din Oltenia de sub munte, este din Moldova, eu am aflat. Mihaela, ne faci varza asta ca în Moldova? Da. Cum? Ia, hai, spune-ne cum o faci. Cum e rețeta ta? Călesc legumele, varza, da. Okay. O las la fert și apoi adaug rața. Îmi place accentul. Ia. Și astea sunt pulpele de rață, da? Da, 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 tăiate de noi, puse la găleată. Wow. Și le scoatem și le pregătim. Vorbim de rață crescută aici, local. Da, da, da. Deci natural, la țară. Fără, exact ca la țară, cum povesteam eu, când mergeam la bunica și scotea rața, o tăia și o prepara. Deci da, e da, totul da. Natural. Totul natural. Wow. Bio. Bio, super. La fel legumele, tot de aici din grădină? Da. Super. Arată senzațional toate. Arată senzaționale pulpele astea, la fel legumele, se vede că sunt proaspete, se aude cum sfârâie acolo. Hai, lasă-mă să varza. Amestec și eu aici în tuciul ăsta. Știi, ca să-mi amintesc de când eram mică. Mamă, miroase extraordinar de bine. Păcat că nu putem să transmitem mirosul, dar ne credeți pe cuvânt. Da, să ne credeți pe cuvânt. Să ne credeți pe cuvânt că e un miros delicios. Și sunt sigur că și gustul e pe măsură. Cu siguranță. Dar tu vezi ce văd eu aici? Da, am văzut borcanele. Da, 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 le-am văzut. Sunt pregătite pentru iarnă. Făcute de noi. Astea, toate sunt făcute de voi aici, da. La pensiune? Da. Cu toate ingredientele de unde? Din grădină. Din grădină? Deci totul e din grădină și e făcut de ei. Deci ce poate fi mai bine de atât? E totul natural. Hai, Mihaela, să pregătim varza asta curată. Noi stăm aici și așteptăm finalul. O să-ți dăm verdictul final. Okay. Stăm cu mine și așteptăm preparatul final. Aceasta este varza curată. Poftă bună! Bogdan, am ajuns din nou la partea preferată. Asta chiar e partea mea cea mai preferată. Asta cu degustat. Deci avem aici o mulțime de produse tradiționale nu din această ce zonă. Nu știu pe cuvânt. Îți spun eu, începe cu pâinea asta. Începe cu pâinea, te ajut eu. Okay. Care este caldă. Mamă. Și foarte apetisantă. Fac eu onorurile, da? Te rog. Am vreun instructaj ceva sau pur și simplu orul? Cum simți tu? Mamă. Deci fii atent, uite, e saburi. Da. E saburi, e foarte... Senzațional. Senzațional. Uite, o rupem în bucățele mai mici ca să avem. Ok. Mamă, e senzație. Senzație. Pâinea asta. Te rog, servește-te. Mamă, cum miroase. Miroase extraordinar. Miroase a cozonac. Da. Miroase a cozonac. Fii atent, eu încep cu zacusca asta. Nu m-am putut abține, am gustat din pâine. E extraordinar. Este... Arată minunat. Da. Zacusca. Bună idee cu zacusca asta. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Gustul? Extraordinar. Nici nu mă așteptam să fie. Cred că are și ciuperci. Dar uite, să o rugăm pe doamna Mirabela Petrache să ne explice. Da, cum să nu? Bine ați venit la noi, la agropensiunea familiei Bondoc, de aici din Cerna Vaideni. Bine v-am găsit. Suntem bucuroși, fascinați de ceea ce am găsit aici. Știți că acesta este obiectivul nostru aici, de a veni în atenția turiștilor
cu produse bio, produse de case. Aici ne gospodărim noi așa cum putem. Știți, mergem pe principiul acela. Noi comandăm, noi executăm, noi preparăm. Da, spuneți-ne zacusca asta. Da, din ce ați făcut-o? Ce conține? Zacusca conține legume, printre care ciupercile stau la baza ei, ca să fie o zacuscă de ciuperci. Anul acesta, cum a fost un val al ciupercilor, pentru că vremea a ținut cu noi, am mers în pădure, am cules și împreună cu Mihaela, care e aici, care ne gătește, a venit cu rețeta și am preparat această zacuscă care o avem în beciul nostru, pe rafturile. Rețetă moldovenească, probabil. Da, sunt puțin combinate, oarecum. Câte kilograme de ciuperci ați cules? Foarte multe. Cred că, să nu exagerăm, am cules undeva în jur de 50-60 de kilograme, dacă nu mai mult. Wow! Da! Chiar wow! Înseamnă pentru că aveți... Asta e dulceață. Da, aici e o dulceață de mure făcută tot la noi aici. În spate avem o grădină unde avem niște muri, avem fructele noastre, toate sunt bio. Noi aici ne gospodărim, începând de la văcuță, de la lapte. Fiară. Asta probabil ne diferențiază. Eu poate să încerc brânza asta. Da. Trecem la platoul ăsta tradițional. Da, vă rog frumos să treceți la platoul tradițional care conține... Nu e nimic. Ridicăm. Care conține slăninuță din porcul nostru. Noi creștem și porc. Da, slăninuță afumată, caltaboș, tobă și mușchi. Mușchiul pe care îl preparăm se scoate, se ține la baiți, anumite condimente, după care îl punem un pic la fum. De fapt, cum se procedează ca fiecare, cum ne gospodărim la noi acasă. Păstrăm aceleași, adică vreau să fie, mergem pe principiu cât se poate de tradițional. Arată totul foarte bine. Aveți și fermă de porci? Nu într-at de mare fermă, dar cât să ne ajungă pentru noi aici, pentru interiorul nostru, da. Practic totul provine din sursă locală, de bineînțeles. Fapt, din gospodărie. Din gospodărie, aici ne gospodărim. Legume, carne, avem un solar unde avem aici, da. Până și plante aromatice, pătrunjel și toate cele le aveți din solar. Până și vesela este tradițională. Da, tradițională, vesela... pentru că aici ne aduce, da. Ne scoate în evidență ceramica de Horezu, adică e vestită. Și da, e făcută și personalizată, e ce trebuie, adică am mers pe să atingem toate criteriile, adică să venim în atenția turistului cu tot ce se poate. Asta este obiectivul nostru, de altfel. Și sunt turiști, aveți mulți turiști? Da, sunt foarte mulți turiști care ne calcă pragul pensiunii. De unde vin turiștii? Din toate zonele țării. Din toate zonele țării, începând de la București, Maramureș, Târgu Mureș, Suceava, din toate zonele țării. Aveți și turiști străini? Da, printre care am avut și turiști străini. Chiar în dimineața aceasta au plecat, înainte să veniți dumneavoastră, au fost niște turiști din Spania, care au venit pentru că e o zonă atât de frumoasă și sunt pasionați, sunt persoane care sunt pasionate de tot ce înseamnă natură. Și tot ce înseamnă tradițional, și tot ce înseamnă tradiție și vor să bio, cunoască, să fie îndeaproape, în profunzime, să vadă lucrurile și să le simt așa cum sunt ele de altfel. E greu să faci agroturism? Nu e atât de greu, dar nici ușor nu este. Adică trebuie să ții cont de anumite factori, de anumite aspecte. Dar asta îți pun în valoare și cred că și dau valoare pensiunii în sine. Faptul că nu ne detașăm de la anumite și nu încurcăm nici în bucătăria tradițională, noi nu mergem pe partea fast food, nu gătim fast food, nu gătim a la carte. Adică bucătăria noastră constă în ciorbe tradiționale, cum ar fi ciorbă de perișoară, ciorbă rădăuțeană, ciorbă de porc cu afumătură și apoi la felul 2 se numără nenumărate. Păstrăm toate luate din păstrăvării bio, adică nu cumpărăm nimic mai mult din comerț. Niciodată. Ceea ce nu găsim produse la noi, apelăm la producătorii de aici local. Ceea ce nu avem noi și nu putem gen pește, apelăm doar la producătorii locali. Și atunci le facem. Ați pornit de la început pe ideea aceasta de agroturism? Bineînțeles, sau? Pentru că zona ne-a cerut asta. Fiind aici la o zonă de munte, deci nu puteam să avem un meniu a la carte. Adică, nu. Mai sunt persoane care vin și cu copii sau care nu cunosc și spun, știți, am vrea niște chipsuri sau știți, am vrea pizza.
dar noi nu ne axăm. Îți imaginezi un restaurant mediteranean la Poarele Muntelui. Nu ai cum, nu ai cum altfel. Exact. Trebuie să mergi pe exact, ce-și cere și credeți-mă că probabil de asta și suntem atât de căutați, pentru că suntem foarte căutați la noi aici, sărbătorile sau cel puțin Revelionul, dacă nu mă înșel, a fost deja luat din februarie. Wow! Da, noi avem 10 luni, weekendurile toate sunt extra full ocupate, da. Și apreciază oamenii, da. Apreciază gastronomia locală și apreciază faptul că totul e de origine locală. Că și pentru mine a fost, că pot să spun că mă simt că o parte din timp eu petrec aici. Atunci când am cunoscut familia Bondoc și când am venit aici, am părut așa ca picată din cer. Am zis, wow, aici sunt, e o împărăție. Tabloul ăsta mirific, liniște, asta în profunzime, seara, poți să stai liniștit așa la 2-3 dimineața să auzi toate păsările. Îți încarci bateriile. Și eu vin tot din zona de munte, nu vin din Moldova, okay. Vin tot de la zona de munte, dar mai la 80 de kilometri vin din Gorj, sunt din Tismana. Ok, în zonă, tot în zonă. Tot în zonă. Dar aici m-a impresionat. E un alt vibe. Yes, nu? Da. Da, am rămas puțin, da. Am avut un alt vibe, da. Mai autentic. E altceva, este altceva. Și am rămas foarte impresionat, plăcută. Și probabil și turiștii care au venit pentru prima dată, alții în necunoștință de cauză și au spus o să revenim, au revenit. Și ne sună la telefon, știți, vrem, nu ne interesează, venim și ne ținem acolo în curte, dacă nu s-au eliberat camerele, stăm, nu contează, așteptăm 2-3 ore. Atât sunt. Dar ce pot face turiștii aici care vin noi, aici? Da, noi am încercat aici să le oferim pe cât posibil ca ei să nu poată fi obligați să plece foarte mult în exterior. Iar noi ne-am gospodărit încât avem o saună în interiorul pensiunii, avem amenajată o salină, da, acolo, avem puse la dispoziție pentru turiști biciclete, care aici avem Valea Cernei, Cheile Cernei, care este o zonă deosebit de frumoasă, foarte frumoasă, undeva e o cascadă numită Moara Dracilor, dar nu sunt, că nu m-am întâlnit cu niciunul. Da, Aura are o vorbă, ea spune mereu, și până când și lor le este frică de tine. Așa, e foarte frumos și iar turiștii pot lua biciclete și pot merge pe vale, e un drum forestier, dar e practicabil, adică e ceva. Pot face drumeții, practic exact. Se reîntâlnesc cu natura. Exact, iar avem pentru cei mici și avem parcul de aventură care este peste. Pentru ce vârstă e parcul de aventură? Aici vreau să ajung, pentru că el este fără limită de vârstă. De multe ori venim doar cu copii, eu un scop mai mult, cred că mă duc doar cu copilul, e un motiv. Dar el este până la n-are vârstă, adică dacă îți permite condiția fizică. Asta e un lucru foarte bun, pentru că eu, de exemplu, cu fiul meu, care are puțin peste 2 ani, îmi e greu să găsesc o facilitate care să fie potrivită pentru vârsta lui. Deși e un copil energic care se descurcă, dar de fiecare dată dacă mă duc la un parc de aventură, să spună, a, n-are 4 ani, nu poate să intre. A, pentru ei cei micuți avem... Bine, trasee care să fie adaptate pentru vârsta respectivă. Iar dacă nu avem aceste parculețe care le pun la dispoziție celor mai micuți dintre ei... ca să-și consume energia. Deci ca să există activități pentru orice vârstă. Da, bineînțeles. Da. Și aici, în interior, noi avem animăluțele, avem punctul forte al micuților, sunt iepurași. Normal. O să-i vedem. Pentru care, da, bineînțeles, cei care vin din exterior și din oraș se simt atât de încântați pentru că au dreptul să se joace cu ei, să-i hrănească. I-au văzut doar la televizor. Da, exact. Mulți dintre ei mă întrebau ce sunt și întrebau părinții, așa arată un iepuraș. Nu știu dacă vine să râd sau să trăg sincer. Da, e adevărat. Asta e societatea în care trăim până la urmă, da, așa am evoluat. Da, lucrurile au evoluat. Dar e bine totuși că ajungem în astfel de locuri și putem să vedem cum arată un iepure în realitate. E un iepuraș, putem să-l hrănim, putem să... Da, și mai avem vestitul ciubăr, care turiștii noștri se pot delecta seara, într-un cadru romantic. Acolo... Fără copil. Fără, bineînțeles. După ce copiii și-au consumat energia la parcul de aventură, și la iepuraș, cu iepurașii, da. Sau aici, în acest părculeț, servește-na, după care adorm. Și părinții lor pot să meargă liniștit, să se relaxeze. În compania unui pahar de vin, da, să stea relaxat. Roșu. În ciubăr. Acum, după preferințele fiecăruia. Clar, da. Sau ce a servit la cină. Da. Cam cât stau în general turiștii? Vin doar pentru un weekend? Pot să... Depinde de zone și da, cât le permite serviciul. Pe timpul concediilor vin și în timpul săptămânii. Iar dacă nu, vin de vinerea până duminica. Da, dar inclusiv când sunt pe
atunci când sunt lunile de concediu, vin în permanență. Ca să nu mai spun că noi, în perioada vacanțelor de vară, primim foarte multe grupuri de copii, da, care vin și se cazează, tot din cauza asta, care și fac aici la noi activități, pentru că noi mai suntem în colaborare cu un domn care face ceramică din Horezu. Și prin colaborare îl invităm aici la noi și facem împreună cu copiii tot felul de lucruri, da, obiecte, și la care copiii iau parte și sunt foarte entuziasmați. Clar, am avut tabere de la București și întrebau, wow, dar ce sunt eu cu mâna mea, dar o să fac colorit, o să... Erau foarte impresionați. E ceva senzațional pentru cei adică mici, e pentru ceva să te trezești aici ceva. La 6 dimineața, la 7 dimineața făceau un viorare să-ți cânte păsărele soare, să le pui muzică, ei erau foarte entuziasmați. Aici nu ne calcă mașinile, aici suntem liberi, putem alerga oriunde, mergeau claxoane, nu claxoane, nervi în trafic. Da. Exact. Eu mă gândeam că pe lângă toate astea, agroturismul, cel puțin pentru satele astea de la munte, unde nu poți face agricultură, cum se întâmplă la Șef, la Șes, da, înseamnă foarte mult. Înseamnă dezvoltare, practic. Păi, alte variante, ce variante ai în afară de creșterea animalelor și, da, și agroturism? Nu ai alte variante. Și oricum, da, ambele sunt destul de profitabile. Și creșterea animalelor și turismul, dacă le faci ca la carte, bineînțeles. Dar, bineînțeles, aici să-mi trebuie să te implici, trebuie să fii 100% prezent aici. Trebuie să ai totul sub control, să fii atent că acel standard al calității se păstrează, exact, că nu scădem, pentru exact că atunci tot timpul trebuie să vină atenția, da, turiștilor. Trebuie să stai cu ei de vorbă, să socializezi cu ei, să vezi care sunt mulțumirile lor, care nu sunt mulțumirile lor sau ce ar mai trebui să aduci în plus. Am terminat mai devreme colindatul astăzi pentru că s-a micșorat ziua și s-a întunecat mai repede. Am bătut la pas toată zona, am văzut locuri foarte frumoase, o pensiune extraordinară, gastronomie locală apetisantă și tradiții și obiceiuri care încă se mai păstrează, la un nivel mai mic, dar se păstrează. Ce ți-a plăcut cel mai mult? De ce ai recomanda Vaidei? Acum, după ce ai fost astăzi aici? În primul rând, pentru peisaj. Suntem la poalele muntelui. Peisajul este extraordinar, ne încărcăm cu energie, putem să petrecem mai mult de un weekend aici, avem activități și chiar dacă mergem cu familia, de exemplu, dacă mergem cu copiii, avem posibilități de petrecere a timpului liber, avem o bucătărie foarte, foarte gustoasă, preparate delicioase și, bineînțeles, avem oamenii care mie mi s-au părut foarte calzi, foarte primitori și cu un simț așa al ospitalității. Pentru că mai este foarte puțin până încep vacanțele de 1 decembrie, încep sărbătorile de iarnă. Ai recomanda zonele acestea de agroturism? Au căutare la noi în această perioadă? Sau mai mult vara se îndreaptă turiștii români către mediul rural? Nu neapărat. Într-adevăr, vara avem cel mai mare flux de turiști. Dar și cu ocazia acestor sărbători, cu ocazia acestor mini-vacanțe, oamenii se îndreaptă spre agroturism, vin în locuri de genul acesta. Dorința mea ar fi să petreacă mai mult de un weekend, să vină și în timpul săptămânii, să vină și de luni până vineri, nu neapărat numai de vineri până duminică. Și eu cred că încet, încet, turismul intern prinde forță. Asta și din prisma tichetelor de vacanță, dar și din prisma creșterii gradului de confort oferit de proprietarii de pensiuni. Știi ce? N-am apucat noi astăzi să vizităm ca să le arătăm telespectatorilor noștri Muzeul Trovanților de la Costești, dar dacă ajungeți în zona Horezu-Vaideni, vă recomand un popas de o jumătate de oră la Costești să vedeți Muzeul Trovanților. Noi vă mulțumim tuturor, punem punct astăzi călătoriei noastre, ne revedem curând pe alte drumuri frumoase din Oltenia. Numai bine!